Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clipeț canal. Eu sunt Vlad și astăzi vom face un videoclip foarte, foarte tare. După cum ați văzut și în titlu, voi mânca produse doar de un leu. Știu că conținutul ăsta a mai fost făcut pe YouTube de foarte multe ori de alți YouTuberi, așa că am zis să încerc și eu ca un prim challenge, ca să zic așa, pe acest canal. Faza e că v-am spus și vouă că o să încep o serie, un fel de, o să încep să fac videoclipuri cu chestii dintre astea, bine, nu neapărat cu mâncăruri sau chestii astea, dar diferite challenge-uri, diferite daily vloguri, diferite vloguri, diferite nebunii pe acest canal, pentru că v-am spus gamingul, bă, mă joc, dar nu prea mai am timp așa tare de joc, așa că am zis că, bă, frate, dacă tot am treburi pe undeva sau asta, să vă iau și pe voi cu mine, să vă arăt și vouă unele chestii interesante sau să mă vedeți în ceea ce fac eu uneori. După cum ați văzut și în titlu, am mai spus odată, astăzi voi mânca produse doar de un leu. Am aici mai multe produse, toate au fost la un leu și da, dacă vă place, uitați să dați și voi acolo un mare, 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 mare like, să facem aici peste 1000 de like-uri, un subscribe dacă se poate, ca să faceți noi 20.000 de abonați și un follow pe Instagram, aveți Instagramul în descriere, Vladunug123 și... Dacă vreți să vă alăturați canalul, nu uitați că o puteți face pe butonul de alătură-te sau join. Bun, astea fiind spuse, hai să începem cu primul produs, ca să zic așa. Prin produse am ales și băuturi, dar mai mult mâncare, că na, mai mult produse dintre astea, cum să zic eu, solide, știți, ca să mâncăm. Avem aici primul produs care este un pachet de biscuiți... Paradis, ceva de genul, nu știu, vedeți și voi, e un leu, deci ne-am, ca să nu vă mint, e un leu, scrie un leu aici, da, vedeți și voi, scrie un leu, un ulei. Bă, pachet de biscuiți, eu am mai mâncat chestii dintre astea, adică când eram mic am mâncat și cred că foarte mulți dintre voi ați mâncat ceva de genul ăsta, măcar o singură dată. Bă, nu știu ce să zic, hai să vedem cum e. Da, bine, că eu știu deja cum e, dar... Na, vreau să vă arăt și vouă. Ceva de genul arată biscuitele. Dar vedeți și voi. Cu cremă, cu nebunii. Hai să vedem cum e. E bun. Place. Da, e același, adică... Merge așa aromă. Dulce și constant, adică eu cel puțin am mâncat și știu cum arată și ce gust are. Deci e cam aceeași treabă. Dar e bun, chiar e bun. Paradis. Fun. Paradis fun. Da, deci asta ar fi primul produs. Hai să trecem la cel de-al doilea, pentru că nu pot să-l mănânc ăsta chiar pe tot, adică vă dați seama că e un pachet mare și mai avem o grămadă de produse acolo, așa că nu pot să-l mănânc pe toate. O să-l pun la o parte și o să iau următorul produs, care este acesta, Trifle. Bă, l-am găsit la un leu, la fel, am mai mâncat chestii dintre astea, știu cum ăsta. Dar l-am găsit la un leu. Aparent în alte magazine era mai mult, dar n-am vrut să trec peste un leu. Am zis, bă, vreau la un leu. Așa că l-am găsit la un leu. Și e ceva cu hot dog, ceva de genul, nu știu, vedeți și voi scrie aici. Apropo, dacă cumva vă uitați la acest clip și vă fac poftă sau ceva de genul, chestiile astea și biscuiții sau ce o să mai arătă pe canal, cred că le găsiți oriunde în magazine, deci... N-are cum să nu găsiți ceva de genul. Hai să vedem și cum e ăsta. Nu știu cum arată, simt. Aoleo. Deci sunt niște cartofi. Ceva genul pai. Crocanți, cred. Au aromă de grătar combinat cu oțet. Deci au, nu știu cum să vă zic eu, efectiv au o formă mică, gen niște
nu pot să le spun pe nume cum ar trebui să se numească acești cartofi, doar că au un gust aparte, adică sunt ceva grătar amestecat cu oțet, gen, nu ducea hot dog. Și un pic de muștar. Da, foarte puțin. Da. Bă, sincer să fiu, e un produs bun. Dar nu să mănânci mereu. Adică asta e bun pentru o singură dată, o gustărică, dacă vrei. La fel și pachet de biscuiți. Dar chestiile astea nu ar trebui mâncate non-stop. Pentru că, bă, nu știu cât de bune sunt chestiile astea. Adică dacă ar fi să mănânci mai mult, nu știu, nu prea m-ar duce la lucruri foarte wow. Deci, da, nu vă recomand să mâncați foarte multe chipsuri astea, pentru că nu sunt așa wow, adică nu sunt bune. Dar, na, dacă vrei să mănânci ceva la un leu, ăsta e produsul ideal, ca să zic așa. Bun, lăsăm la o parte și trecem la următorul produs, care este nici nu știu ce e asta. Addicto Go. Am găsit-o la un leu, deci de fapt 60 ceva de bani era pe acolo pe raft. Așa că am zis că da, bă, e până într-un leu, e, nu merge. Hai să vedem și cum e. Arată fain. Ceva de genul ăsta. Sper că se vede frumos. Gen ciocolată deasupra, frumos. Pe mijloc ceva blat de nu știu ce. Și bă, e frumos. Hai să vedem și cum e. E bun. La un leu. E chiar bun. Are ciocolată pe mijloc, dacă vedeți și voi. Hai că facem și film. Bun. Următorul produs este această sticlă de suc, Aro. Efectiv, am luat Aro, nu știam, n-avea alt suc, gen ăsta era singurul suc la un leu. Așa că l-am luat, Aro. Bă, nu pot să mint, am mai băut dintre astea. Mamă, iese abur din el, ia uite. Se vede? Deci, e păstrat la rece. Da, e pe același gust acidulat. Doar că, nu știu, nu e ceea ce trebuie. Adică, nu e ca cola sau Pepsi sau Fanta. Ceva mai deshidratat. Deci, da, o lăsăm aici. Hai să trecem la următoarea chestie, care este acest Joye, pe care l-am găsit la 1,20 de bani. Cam asta. Deci n-am depășit, gen am depășit cu 20 de bani limita. Dar păi n-am ajuns la 2 lei, deci e bun, 1,20 de bani, e super tare. Vedeți voi, Joye, frumos, elegant. Și destul de tare, adică mi se pare destul de bun. Bănesc că Joye face chestii faine, deci ar trebui să fie bun. Apropo, nu uitați să dați voi acolo un like, să faceți noi peste 1000 de like-uri. Și să vă abonați dacă ați mai rămas cumva până la acest minut. Ia fiți atenți, nu? Ia fiți atenți. E frumos. Da, bă, Joye face chestii tari și îmi plac de la ei. Ăsta e Joye Big. Deci, e ca o napoletană. Și spungi de napoletană. E fix la fel. Deci, ca pungile alea de napoletane. Un pic amărui. Dar e bun, e un pic amărui. Îmi place.
lăsăm acolo. Hai să trecem la următorul, care este... bă, am două. Ăsta sau ăsta. Sunt două. Ăsta sau ăsta alb. Bă, bănuiesc că sunt la fel, doar că diferă glazura de pe ele. Pentru că asta e cu alb și asta e cu glazurat, chestia de astea. Deci, cred că compoziția aceeași n-are niciun stres. Hai să luăm pe asta. O iau pentru voi. E tip puf, da? Pentru cine nu știe, e tip puf. 60 de bani, parcă. N-a dat mai mult pe ea decât 60 de bani. Hai, ca știu să o șurup cum trebuie. Nu-i problemă, că rezolvăm noi acum. Da, e ce trebuie. E ce trebuie. Sper că focalizează. E o bezea. Efectiv e o bezea. Mamă, mi-a venit să râgă, e lol. E o bezea, e ceva normal. Dar e bun, chiar îmi place. Am cam făcut filmituri pe aici, da? Mai... O să las o nouă parte. Trecem la următorul, care este tot o băutură. 1,50 lei. 1,50 lei a fost asta. Și, bă, n-am mai băut. Deci, asta e prima doză de suc care n-am băut, nectar. Habar n-am ce gust are. Și nici nu pare să fie de la noi, pentru că nu, efectiv n-am băut. E prima oră. Prima oară. Ia să vedem. Mamă, ce miros are. Mamă. Acidulat și un pic acrișor. Da, e acidulat și un pic acrișor. Mamă, dar e acrișor, nu așa. Wow. Bă, are culoarea roz. Stai să vă arăt care, cum. Cum e Joy, doar cu un pic mai deschis. Uite, ceva de genul ca pixul ăsta. Cam așa are culoarea. Da, e. E bun. E bun. Acrișor, dar e bun. Bun, hai să trecem la următorul produs, care este această prăjitură, ca să zic așa. Cake bar. 50 de bani, deci mai mult de atât, 50 de bani. Hai să vedem cum e. Prăjituri dintre astea mai văzut eu, cred că aș fi mâncat. Deci e ceva de genul ăsta. Foarte pufos și uscat, foarte uscat. Nu știu, hai să vedem. Mamă, dar e uscat tare. Are cremă aici, în mijloc, deci, băi, e bună, are cremă. Merge. Bă, nici măcar nu știu ce beau aici. Da. E bun. Lăsăm ambalajul aici când mai avem nevoie. Hai să trecem la următoarea chestie, care este această pungă de pufuleț. Efectiv, pufuleț gusto, pentru cine n-a mâncat, eu bănuiesc că toată lumea a mâncat pufuleț gusto. Nu are cum cineva din tot YouTube-ul ăsta să nu fi mâncat măcar o dată o pungă de gusto. Deci măcar o dată. 60 de bani. Păi, 60 de bani. Efectiv. Gusto.
Acum, sincer să fiu, dintre toți pufuleții, cred că ăștia sunt cei mai simpli și cei mai buni. Pentru mine, este puțin, adică îmi plac. Nu mi se par că arată altfel. Băi, sper să nu fiu murdar la gură. Un simplu pufulete. E bun. Problema la ei, e momentul în care bagi mai mulți, încep să ți se lipească de dinți. Deci, nu știu, gen, îți buni, dar să nu bagi prea mult, că trebuie să faci așa. Să te strâmbi în toate pozițiile, numai ca să scoți pufuleții ăștia dintre dinți și să îi închiți mai departe. Dar restul bun. Lăsăm la o parte. Hai să trecem la următor produs. Nu știu ce am, dar tot fac așa. Deci, efectiv îmi frec mâinile. Habar n-am de ce. Următor produs este acest pachet de biscuiți. Marca Carrefour. Unde altundeva dacă nu la Carrefour? Oare unde altundeva? Aromă cu... Stai așa că emană acidul corpul. Gata. Cremă cu aromă de vanilie. Hai, lasă-mă, băi, nebun. Hai să vedem cum e. Dacă e ca primul pachet de biscuiți care l-am mâncat, nu are niciun sens. Adică... Nu l-aș vedea. Aici vedem vanilia. Aparent. Așa arată biscuitele. Așa e el. Așa e forma. Și bănuiesc că ați mâncat, cred că, biscuiți dintre ăștia, cineva de aici, de pe tot YouTube-ul, cred că ați mâncat. E bun. E chiar bun. Place. Da, e chiar bun. Da, deci... Cam astea sunt toate nebunile. Bănesc că le găsiți în orice magazin. Și mi-au lăsat gurapă. Unele au fost acșoare, altele dulci, altele un gust ciudat, dar au fost bune. Cam atât cu acest clip, băieți și fete. Noi ne vedem data viitoare la un alt clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi acolo un like, un subscribe și un comentariu să îmi spuneți cum vi s-a părut și... dacă ați mai vrea să mai vedeți clipuri din trase. Oricum o să mai revin, pentru că vreau să mai fac multe, multe alte challenge-uri pe acest canal. Acest videoclip a fost unul cât de cât simplu, dar destul de bun. Așa că cam asta a fost. Mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vedem data viitoare la un alt videoclip. Adios!